Bună dimineața! Dimineața dintr-o iarnă grea. Dacă ați văzut vlogul de ieri, a fost incredibil de frumos, incredibil de soare. Și astăzi este așa, nimic, nimic, este un cer alb. Am dormit azi noapte. Lângă Bruges. Așa, exact. O mașință verde. Cel mai mișto loc în care am dormit, pentru că există Wi-Fi gratis și cu viteză bună. Și asta e cu atât mai important cu cât în Belgia este super mega scump netul pentru noi. Teoretic sunt doar două locuri de cam de autolote, dar cam toate astea sunt locuri de autolote. Au fost aici azi noapte plin. Ia uitați-l pe băiatul ăsta cum trage mașinuța după el. Hai să-mi arăți ceva, hai, arată. Aici e doar pentru sticle. Prietenul Venica. Prietenul Venica, a fost Ana mai devreme să se plimbe pe aici. Uite-le, mă! Uite-le! Le-ai văzut? Aici sunt niște... oițe, cred. Da, cred. Toate se uitau la mine și la baby. Acum nu mai sunt decât două. Uite-le acolo, hai după ele. E foarte drăguț locul ăsta, pentru că sunt la țară, dar... beneficii de oraș, știi? Wi-Fi gratuit ce asta? Wi-Fi gratuit. Uite ce se uită oițele. A, nu se cu tupeu. Hai vino încoace. Uite cum se uită toate la noi. Hai vino încoace. Hai vino încoace. Sunt drăguțe, sunt mai drăguțe ca... Hai de capul meu. Hai de capul meu. Nu știu unde vrei tu să mă duci astăzi să mă plimb prin Bruges, pentru că este... foarte fric! A venit iarna. Mi-am ieșit așa în hanorăcel, că știam că intru înapoi în torluță, dar... Vint așa dintr-o dată. Tare e asta care... Trebuie să așteptăm atunci. Hai. Și am ajuns în Bruges, spre deosebire de Bruxelles, am reușit să parcăm relativ în centru. Avem vreun kilometru și un pic până în centru. Mă rog, până la punctul în care vreau să merg eu, dar este foarte aproape de centru. I-am făcut o bucurie lui Bobiță și l-am adus în centru ca să nu mai meargă foarte mult pe jos. Am parcat aici la 2 euro ora. Este 2 euro ora dacă stai o oră. Dacă stai 2 ore, e 5 și 10. Dacă stai 3 ore, probabil că e mai mult, nici nu vreau să mă gândesc. Am băgat 5 euro, deci, și avem 2 ore să explorăm Bruges. Aici este o clădire foarte interesantă. Și ne îndreptăm, ai zis, acum către un viewpoint, da? Drăguț, da? De unde se văd frumos canalele. Pentru că, asta vreau să zic, ca oriunde unde este un pic de apă, toată lumea numește Bruges, Veneția, Belgii. Fiecare țară, fiecare regiune, fiecare oraș are o Veneție. Deci Veneția e foarte populară. Dar din ce am văzut... Stai! Da, din ce am văzut în poze, Bruges arată interesant, medieval. Deci din ce am văzut în poze, nu din vlogul pe care l-am făcut eu aici atunci când am fost în 2016. L-am văzut atunci, nu am mai văzut de multe, să mă mai uit o dată. Da. Nu mai ții minte. Bine, bine. Nu contează, las așa. Hai. Să știu. Deci. Cine mi-e aproape. Suntem în regiunea Flandra aici și oamenii ăștia vorbesc daci sau flemish. Sau olandeză. Mă rog, e aceeași lucru. Neerlandeză vorbesc. Belgia îmi place, dar... Eu filmez altceva, tu vorbește că te auzi. Păcat că aici ăștia vorbesc daci. Uite, aici se pregătesc de Târgul de Crăciun. Se pregătesc de? Târgul de Crăciun. Posibil, da. Uite, Veneția, Olandei, Belgii. Bruges are peste 80 de poduri și ăsta este unul dintre ele. Păi dacă e Veneția, Belgia. Uite ce drăguțe sunt lebedele. Mergem la ele acum. Îmi imaginez că pe aici ar fi fost mult mai frumos cu vremea de ieri. Ei, ne calcă mașinile. Ca și în Amsterdam, ca și în Veneția, poți face plimbărică cu barca pe canale, vezi? Da, deci, și în orașele în care sunt canale, e un mod foarte bun de a vedea oraș. Foarte bun și foarte relaxant. Știi ce aș vrea eu să văd? Tot așa, plimbare cu bărcuța pe Dâmbovița, asta aș vrea să văd. Și eu aș vrea să văd, da. Dar nu se poate. Da, și eu aș vrea să văd. De ce nu se poate? Mama, mi-a căzut o frunză pe degeți, m-am panicat. De ce nu se poate? Spuneți-mi voi. Nu știu. Aveți o carpetă de pus pe perete? Da. Punem și noi o carpetă în lubă? Harry Potter. Nice. Uite pe Dobby. Cum îl cheamă pe ăsta? Dobby, da. Dobby? Dobby. Dobby? Ăsta mic și drăguț. Da. Da, pustie treaba pe aici. Foarte pustie. Oricum, noi vă zicem... Nu că nu mă plâng, nu mă plâng. Noi vă zicem de pe acum. Motivul pentru care am venit în Bruges este să încercăm cartofi French fries belgieni. Da. Și Belgian waffles, pentru că a fost o mizerie. Au fost o mizerie alea de la Atomic, da. Acum întrebare, de unde luăm? Că e totul pustiu. Nu, îți deschise, dar de unde luăm să fie bun? Ah. Ce ți se pare că seamănă aici? Cu ce mi se pare? Brașov! Ei, Brașov, nu. Cum? Poate și Brașov un pic. Sighișoara. Oradea mi se pare că seamănă un pic. Oradea! Acolo, e o strada asta unde ai intrat tu la niște de-astea. Sephora. O Sephora, dar nu știu, DM, nu știu ce era acolo. Da. Nu? Nu că seamănă? Belgian chocolate. Uite-l. Sfierții ăștia cu Sfântul Nicolae. Moș Nicolae. Sfântul Nicolae, da. 33 de euro. Da. Handmade. In this shop. Eu vreau să văd. I want to see with my own eyes. Kilogram. Uite, de-astea am făcut și noi. Uite-le. Păi ce, eu nu știu să fac de-astea? 3 euro ciocolata. Oh, mă apuc de ciocolată. Mă apuc de făcut ciocolată. Uite, și de-astea am făcut. Uite-le. Ce drăguțe. Ce? În turnul ăsta nu te-am mai dus, te-am lăsat în pace azi. Peste tot sunt. Cred că ați observat deja că Ana vrea numai chestii la înălțime. Și când zic eu, bine, hai să mergem la înălțimea aia, ajunge acolo și zice, ce mizerie oară. Ba, nu, mă bucur. Doar 400 de metri. Tata, zi mersi că nu te-am mai dus azi. Azi ne plimbăm așa, chill. Ce ai zis, că azi ne plimbăm chill? Da, ia uite. Chiar că chill. Aș trebui să-mi iau căciula deja. Ieri au fost, nu știu, 20 de grade ceva și cu soare se simțeau ca vara și îmi trebuie căciulă. La o primă vedere, Bruges este superb și e de mers aici într-un city break, dar nu pe vremea asta. Mai pe căldurică. M-am uitat acum pe Maps și știu unde mă duci și am fost și eu data trecută. Da? Da. Ai fost și tu? Da, da. Ce drăguț. Fără să știu că e un punct neapărat. Probabil că sunt cele mai turistice locuri. Se vede că e frumos pe acolo. Știu că ăla de acolo pare același turn înghițit de ceață, dar este altul. Altul pe care l-am arătat e încoace. Wow, ce e aici? Ce tare! Ia uite beri. Ia uite. Prietenul tău? Prietenul meu, 0 euro. Beri. Trebuie să mă las să-ți iau o bere. O bere fancy, trebuie. Uite aici câte beri. Teras. Pe aici oare? Da, așa cred. Belgia produce foarte multe tipuri de beri. Foarte multe, da. Dar de ce trebuie să le iau pe aici? Nu știu. Oule, ce cald aici. Mamă, ce bine. Mamă, uite pe aici, automatic. Cred că n-am luat-o bine. E drăguț de stat la o terasă aici. Ce are aici? Da, e mișto aici, pentru că am văzut pe mese, uite acolo la omul ăla, îți aduce mai multe berici. Îți alegi tu 4, 6, 8, 10, câte vrei și îți aduce niște berici mici așa, de mai multe feluri. Și au la tipuri o grămadă de aici. Măcar dacă este așa de frig, măcar e bine că este ornat totul în spiritul, în spiritul Crăciunului. Fries vreau să iau, da? Sau pe aici. Nu, mă, pe aici era. Pe aici era, dar mă rog, bine că am văzut și terasa aia. Pe aici e viewpoint-ul ăla. Aici e ceva teoretic, dar e închisă treaba. Hei, stăm la coadă, la post. Și restaurantul ăsta e frumos aici. Și ăsta aici, al hotelului. Vezi să fac o poză? Sau să facem amândoi? Amândoi, haide. Nu recomand, m-am răzgândit, nu recomand să veniți în Bruges, pentru că noi după ce o să dăm o tură pe aici, o să ne punem să cumpărăm o grămadă de ciocolată. Și waffles, și fries, și acum mergem către fries, să găsim niște french fries. Niște french fries care de fapt sunt belgian fries. Acum cu Bobby că e ciudată perioada care ne plimbăm noi, pentru că nu sunt gata nici târgurile de Crăciun și peste tot e așa o pregăteală. Da, și vreme nașpa, dar nu mai e nici lume, pentru că e frig, dar nu e nici târgul de Crăciun să fie lume la târgul de Crăciun și e ciudată. Dar mă rog, ne bucurăm și așa. Uite aici a fost un salon, de aici. Vreau să mă dezbrac de geacă, dar... Ce geacă să dezbraci? Să mai pui una eventual. Nu știu cum să zic, dar nu mi se pare nimic special la acest cartof. Așa e, nu? Da. Cartofi prăjiți. Congelați la pungă de la Mega. Partea bună este că sunt proaspăt făcuți acum, adică la fiecare, că mai era o fată în fața noastră, i-a făcut cartofii ei proaspeți, i-a dat, i-a făcut cartofii noștri proaspeți, i-a dat, adică sunt proaspeți, sunt calzi, sunt... Și nu vă gândiți că peste tot arată la fel. Da. E o chestie turistică, dar... E drăguț de făcut. Sunt cartofi prăjiți, sunt bun oricum. Dar oricum, mult mai bun la cartofiserie la noi. Ah, de-abia aștept să mănânc. Corect? Corect. Da. Și acum că am mâncat fries, cartofi, mergem să mâncăm waffles. Unde mergem, zi? Am două opțiuni. Le-am găsit pe TripAdvisor. Da. Hai să vedem una dintre ele cum arată. Care e mai aici, mai aproape și care e opțiunea numărul 1, nu? Și Albert, da. Astea sunt containere. Sunt containere, da. Da, nu sunt chiar containere, sunt în stil container, dar sunt micuți așa. Dar vezi, sunt special făcute pentru așa ceva. Și momentan în interior sunt goale, n-au nimic, nici da. Ceva sanitar. Eu cred că pur și simplu închiriază lumea. Asta îți închiriezi pe asta și vii și-ți vinzi tu aici, îți aduci tot ce ai nevoie și vinzi. Oricum îl închiriezi pe toată durata târgului, dacă ești mai deștept. Știți că v-am tot zis noi că nu ne place vara, că e prea cald? Nu-mi place în cernă. Și cred că, nu știu ce să zic, care așa alege-o. Eu aș alege iarna totuși. Nu-mi place, dar se întunecă la 4:30, 5, frig, bate vântul. Dar la noi în Dubai este atât de drăguț și cute acum. Ok, este mai ușor să poți să stai în autoroute pe timp de iarnă, că e mai ușor. Lume. E mai ușor de făcut cald. Da, e mai puțină lume, nu sunt așa mulți turiști. Da. Dezavantaje și avantaje, nu? Frig se întunecă la 4:30. It's a lot of chocolate. Thank you very much. Thank you. Bye. Oh, așa mă, tata, să nu se vadă cu asta, mă, cu waffle-ul. I-a cerut cu nesimțire, i-a cerut mai multă ciocolată. Stai că nu pot să întorc camera. Și mi-a fost rușine să-i mai zic. Eu nu vreau cu multă ciocolată. Luându-mi țeapa de la Atomium de acolo, i-am zis, dă-ne și noi două waffles cu ciocolată. Dar i-am zis din prima, am zis, bă, dacă costă mie de 3 ori topping-ul de ciocolată. I-am de 3 ori, nu contează, plătesc, dar pune toată ciocolata pe ea să mă bucur și eu de viață. Nu, să mânjim așa un pic. Și asta, ai văzut că a pus-o din castron. Aia la altă eu am pus-o dintr-o sticlă. A fost un fel de topping. Asta e ciocolată belgiană. Mamă, da, asta. Și a încălzit ciocolata. Da, era la încălzit, da. E caldă ciocolata. A, și gofrele. Și astea, waffles-urile erau tot așa făcute. Nu, nu le-a făcut acum, deci, dar avea lângă acolo bucățele de aluat. A, deci erau cât de cât proaspete, știi? Da. Cred. Mă rog, deci, vom vedea. Este primul pe TripAdvisor, Chez Albert. Chez Albert, da. Chez Albert. Unde mâncăm și noi? Hai pe bancă acolo. La minus 30 de grade cât sunt afară. Lângă ăla care mănâncă cartofi. Da. Pe-mi curge ciocolata. Ce zici, dau pe mine sau nu dau pe mine? Eu cred că o să dai pe tine. Măcea la costum. Ia să vedem. Nu știu cum arată. Nu știu cum fac să mănânc din ea. Și asta e un pic. S-a lipit de asta aici. Cred că așa sunt astea. Dar nu știu. E ce trebuie sau nu? Bă, bă, asta e ciocolată. E ca aia de acum 6 ani? Da? Mamă, bună rău. Și vă sfătuiesc cu ceva. Când vă luați chestii de-astea, care au topping-uri de ciocolată de-astea, spuneți-le, punem tată că nu pui de la tine. Bine, pune de la el, dar e altceva. Pune că-ți plătesc, nu sta să mânjești așa un pic. Ia uite. Hai, bagă-l. Dacă îmi pierd furculița, am încurcat-o. Îți dau eu de la mine. Ce guriță de rândunică ai, e câte puțin așa. Cum e? E ce trebuie asta, nu? E foarte bună ciocolata, da. Waffle-ul nu e wow. E bună, dar poate nu sunt eu fan. Da, poate. Nu, e foarte bună. Mi-a înghețat mâna pe camera de mor și vreau să bag aici. Ne vedem după. Ciocolata e... Bun, da, merită. Au fost 4 euro astea cu ciocolată. Ok. Da, decent. La restaurant sus în Atomium erau 15. 15 euro. Nu, 14 sau 15. 14 euro. Oricum, ceva extrem. Ca să înțelegeți că nu ne plângem degeaba. 4 grade. 4 grade, mă, băiatul meu, mi-au înghețat mâinile. Noi de obicei ne uităm la vreme. Și azi nu ne-am uitat, pur și simplu, pentru că am zis aia cât poate să fie, un pic mai frig. Da, e un pic frig, da, e. Da, ieri de la 20 de grade, acum la 4 grade. Da. Am poftă așa de Crăciun și de spiritul ăsta al Crăciunului și de luminițe. Să vedem pe unde ne prinde Crăciunul. Să, nu știu, să fie frumos, să fie vreun târg de ăsta de Crăciun. Noi o luăm către sud, dar nu știu dacă zona aia de Italia are genul ăsta de târguri de Crăciun. Dacă știți, să ne ziceți și nouă. Ia uite ce drăguț arată. Ce e ce? Panini și sandwich. Ceva italian, dar în stil american. Da, exact. Uite, mici minuse de scule. Pentru că este foarte frig și se lasă noaptea și ne îndreptăm către mașină acum, o să vă pun câteva imagini de data trecută când am fost în Bruges. S-a dus de tot, da. Nu se mai vede. Unde-i turnul? Nu mai e turnul. Aoleu. Bărcuțele le-au acoperit. Gata. Se bagă la culcare tot. Mamă, e plină barca asta. Nu știu cum mai stă la suprafață. 600 de oameni, știu, nu? am ajuns la Dubă și cum a fost vremea nașpa astăzi, avem 35% baterie doar. Dar am băgat, l-am încărcat acum, avem 1700 de watți, intră în bateria noastră drăguță. Dar mă gândeam eu și am făcut un calcul acum. 35% baterie la noi înseamnă o baterie cu gel de 140 de amperi, plină, aia înseamnă. Și la majoritatea autolotelor de fabrică nu primești baterie de 140, primești baterie de maxim 100. Deci 35% nu e chiar așa. Da, nu e rău. E o baterie mare de autolote de fabrică, plină, 100%. Uite, magneți. Bam. Bruxelles și Bruges. Hai, da, să băgăm de asta ce am luat. Am luat o chestie, nuga, că este, n-am mâncat de mult și mi-era tare dor, dar e cea mai scumpă chestie pe care am cumpărat-o. Da, exact. Nu știu. Na, 7 € 100 de grame și asta are 70 € kilogramul. 70 € kilogramul, da. 14 €. Haide să o să băgăm. Cum vrei tu? A. Ca așa? Că-i dau acum. Că-i dau acum. E de 70 € kilogram sau? Da, da, da. E bună. E bună măcar? E bună. Hmm? Cam puțină nuga și cam multe migdale de astea. Tu ai ales-o. Da, e bună, nu? Da, în niciun caz de 70 € kilogramul. Știi care era bună? Bună, bună, bună? Aia pe care am încercat-o în Franța, pe Costa de Azur. Trebuie să ne mai întoarcem acolo. Obișnui. Gura plină. Cam, bine, hai să încheiem vlogul pentru Eric, așa.